Da, am revenit în studio, am văzut cum domnii de la PSD au reușit astăzi să atragă reprezentanții Partidului Național Liberal, dar și ai Partidului Poporului Dan Diaconescu, la o acțiune internă de lansare a candidatului propriu pentru alegerile parțiale pe Colegiul 2 de Senat. Ei bine, am văzut tot astăzi că Partidul Social Democrat a reușit să mai pună mâna pe o instituție importantă din acest județ, pe Spitalul Județean Târgu Jiu. A fost numit în funcția de director după ce a fost anulat contractul de management privat un membru al Partidului Social Democrat care până astăzi sau până ieri a fost director al Spitalului de Pneumoftiziologie de la Dobrița, al Sanatoriului de la Dobrița. O să vedem imediat un material. Se jura domnul Tătaru ieri după amiază, culmea, că nu știe nimic, nu l-a contactat nimeni. Asta deși Tele3 a dat pe surse încă de acum aproximativ 2 săptămâni că Tiberiu Tătaru este în cărți pentru funcția de director la Spitalul Județean din Târgu Jiu. Ei bine, astăzi de dimineață, domnul Tătaru a fost în birou la domnul Călinoiu, ca să vedeți, și l-aș întreba pe domnul Tătaru, dacă tot nu știa nimic și dacă tot este director la Spitalul de la Dobrița, ce a căutat în timpul programului la o discuție cu domnul Călinoiu și nu se afla la unitatea pe care o manageriază, nu privat, în cazul dumnealui. Haideți să vedem materialul, să vedem cum argumentează domnii de la PSD, pentru că sunt de la PSD și domnul Călinoiu și domnul Tătaru, această nouă ungere în funcție sau această nouă captură a Partidului Social Democrat. Tiberiu Tătaru a fost numit director la Spitalul Județean din Târgu Jiu, desemnarea fiind făcută de Ion Călinoiu, președintele Consiliului Județean Gorj și vicepreședinte PSD la nivel național. Acesta neagă implicarea politicului în desemnarea funcției și uită că Tiberiu Tătaru este membru PSD. De altfel, este următorul pe lista socialdemocraților pentru un loc de consilier în Consiliul Județean Gorj. Astăzi are loc numirea unui manager interimar, pe data de 16, în persoana domnului Tiberiu Tătaru. Este managerul de la Dobrița, îi încetează activitatea acolo și este numit astăzi manager interimar aici. În ce privește numirea pe criterii politice, eu vă spun foarte clar că n-am avut-o niciodată ca prioritate, n-am acest lucru deloc de a pune oameni politici. Însă oamenii profesioniști se găsesc și normal să fie căutați. Iar după amiază, Tătaru nega că ar ști ceva de o eventuală susținere politică pentru funcția de director al unității sanitare, dar azi dimineața a fost prezent la numirea în funcție. Tele3 a prezentat încă de acum 2 săptămâni informația conform căreia Tătaru era pregătit în laboratoarele PSD pentru postul de director al Spitalului Județean. Liderii politici au negat la vremea respectivă, însă faptele le-au devoalat planurile de partid. Ieri spuneați că nu știți nimic, n-ați purtat discuția, astăzi vă prezintă ca manager. Într-adevăr, am fost chemat astăzi de dimineață în biroul domnului președinte Ion Călinoiu. Mi s-a făcut această propunere pe care am acceptat-o. Veți participa la concurs? Categoric voi participa la concurs, da. Știți că... Deci vă încântă această funcție și acest... Nu pot să spun că mă încântă. Deja sunt un om responsabil cu o vastă experiență administrativă și consider că această nouă provocare, să-i spun, să împrumut termenul de la dumneavoastră, este un pas care trebuie făcut. Cât despre numirile politice pe care Ion Călinoiu nu le recunoaște, îi amintim doar câteva nume de pesediști care se află în fruntea mai multor instituții. Printre oamenii păstrați în funcție de PSD se numără Ion Ișvan, inspector școlar general la ISJ Gorj, Marius Boieriu, director la Direcția de Sănătate Publică Gorj, Gheorghe Milosteanu, director la Centrul Maternal din Târgu Jiu, Dumitru Cotrună, director la Direcția Generală de Protecție a Copilului sau Ion Iliuță, directorul Direcției Sanitar-Veterinare. Lista ar putea continua cu și mai multe nume și s-ar putea încheia cu așa numitul manager privat al CEO, Laurențiu Ciurel. Da, ar fi fost interesant dacă am fi auzit și ce spunea domnul Tătaru ieri. L-am sunat, ne-a spus că nu știe nimic, că nu are nicio discuție cu nimeni, nu l-a contactat nimeni și că dumnealui oricum nu vrea nicio funcție,
are deja o funcție la sanatoriul de la Dobrița. Ei bine, astăzi a fost chemat cum? La ordine de domnul Călinoiu, domnule Morega? El e Zeus, Călinoiu. Deci Zeus l-a chemat. Nu, domnul Călinoiu e doar domnul Călinoiu, președinte al Consiliului Județean Gorj. L-a chemat Zeus la el. Și vicepreședinte PSD la nivel național, sigur, bineînțeles. I-a poruncit să meargă la Spitalul Județean și el a respectat porunca. Mai ales că suntem în patima Paștelui, săptămâna patimii. Dar sunt gluma, chiar dacă suntem în săptămâna patimilor, trebuie să spun, să reiterez, de fapt, că eu am fost cel care am cerut vehement din decembrie să plece la Lada de Gunoi firma Tetraedu. Firma privată. Privată, care de fapt a distrus spitalul și l-a jupuit ca pe Edu. Deci asta e. Pentru că de aici au plecat. Revenim la această firmă privată, dar îl avem prin telefon pe domnul Tiberiu Tătaru, noul director al Spitalului Județean de la Târgu Jiu. Bună seara, domnule Tătaru, mulțumesc că ați acceptat intervenția telefonică. Să rămână, doamna Stoian, salut pe domnul președinte Morega și pe toți telespectatorii postului dumneavoastră de televiziune. Spuneți-mi, vă rog, cum de v-ați hotărât așa peste noapte, că ieri spuneați nu vreți un post de director, că aveți deja unul, nu vă mai trebuia și al doilea, că nu știți aș vrea, nimic. Aș vrea să rectific o eroare pe care o faceți, în sensul că eu ieri nu am spus că nu vreau. Ieri am spus că nu am avut nicio discuție cu domnul președinte Călinoiu. Și că nu vă doriți. Și că nu vă doriți. Nu am spus că nu-mi doresc, am spus că nu pot să comentez. Această funcție care implică, am noi avem spus că nu pot să comentez o propunere care nu mi s-a făcut. O să vă rog să dați și înregistrarea. Nu vi se făcuse propunerea până astăzi de dimineață? Exact. Astăzi de dimineață am fost chemat de domnul președinte Călinoiu. Eu am avut o discuție de o jumătate de oră, trei sferturi de oră, în urma căreia am acceptat propunerea domnului președinte Călinoiu. Propunere care de altfel mă onorează foarte mult, pentru că înseamnă recunoașterea... Păi, propunerea se făcuse dumneavoastră deja astăzi, probabil v-a fost adusă la cunoștință. S-o fi făcut în altă parte. Mie propunerea mi s-a făcut astăzi de dimineață. În urma acestei discuții am acceptat această propunere a domnului președinte Călinoiu. Drept urmare, după aceea a avut loc procedura de investitură în postul de manager al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Dar spuneți-mi, cum este posibil ca cineva, chiar și administrator al Spitalului Județean, să decidă cine să conducă o unitate dacă citim, nu vorbește dacă citim în prealabil legea 95, cu persoana respectivă? Da? Dacă citim legea 95, vedem că titularul drepturilor de nominalizare și denumire în posturile de manager al spitalelor județene este Consiliul Județean Gorj. Drept urmare, președintele Consiliului Județean Gorj a avut această discuție cu mine astăzi de dimineață, în urma acceptării mele, în urma discuției cu dumnealui, a avut loc procedura de investitură, au fost semnate documentele, astfel încât eu am fost numit managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Domnule Tătaru, domnul Călinoiu, astăzi la ora 10, trebuia să prezinte noul director. Dacă dumneavoastră nu ați fi acceptat, ce s-ar fi întâmplat? Întrebați-l pe domnul președinte Călinoiu. Noi știm din surse politice că dumneavoastră ați fost nominalizat de foarte mult timp și deja era bătută în cuie această numire. Mă bucur că dumneavoastră știți. Eu cu siguranță vă spun că surse politice nu au avut niciun rol în această nominalizare, pentru că atributul pentru nominalizare este al Consiliului Județean Gorj, în speț al conducerii acestei instituții. Așadar, nu putem amesteca politicul. Nu putem amesteca politicul în această nominalizare și dacă vă uitați puțin la CV-ul meu pe care îl găsiți pe site-ul spitalului, actualmente spitaldobrița.ro, o să observați că nominalizarea mea nu a avut nimic a face cu factorul politic. Nu știu, eu nu găsesc logica, dar de ce nu a fost nominalizat directorul unei alte instituții?
din județul Gorj. Mai sunt niște spitale pe aici, prin județul Gorj. Decizia a fost luată de președintele Consiliului Județean Gorj. Pentru informații suplimentare, sunt convins că domnia sa va putea să vă răspundă mai bine. Care este relația dumneavoastră cu domnul Călinului? Eu am primit o propunere, am acceptat-o și lucrurile au evoluat în consecință. Da, și a fost o surpriză pentru dumneavoastră, am înțeles, că nu a știut până astăzi. Într-adevăr, a fost o surpriză, într-adevăr, a fost puțin voalată de apariția pe surse în presă a acestei informații cu ceva timp în urmă. Devoalată. Dar spuneți-mi, care este relația dumneavoastră cu domnul Ion Călinoiu? Avem o relație corectă de conlucrare începând cu anul 2003, de când activez în funcție de director la nivelul Consiliului Județean Gorj, și altă relație nu cunosc. Dacă dumneavoastră știți, v-aș fi și eu recunoscător să mi-o spuneți. Cum conlucrați? Concret? Cum ați conlucrat? Sau... Ca șefi a două instituții publice, prin corespondență și prin viu grai. Ce să vă spun altceva? E o întrebare cu care nu merită altfel de răspuns. Da, am înțeles. Dumneavoastră decideți cum anume, în ce termen să răspundeți, că vă văd și niște oameni aici la televizor. Vă văd și pe dumneavoastră, aceiași oameni. Și pe mine mă văd, aceiași oameni, bineînțeles. Dar, spuneți-mi, dumneavoastră, politic, pe domnul Călinoiu îl cunoașteți de mai mult timp. V-am spus că din anul 2003, de când lucrăm împreună. Dumneavoastră știți că la un moment dat circula așa o, eu știu, să-i spun o glumă despre dumneavoastră, că i-ați fi făcut masaj domnului Călinoiu și de asta vă preferă. Da, este într-adevăr o glumă. E glumă, cred și eu. E glumă, nu i-ați făcut niciodată masaj domnului Călinoiu. Păi dar nu-i masior. Este o glumă. E o glumă. Dar i-ați făcut sau nu? Dumneavoastră aveți și o profesie și noi vă respectăm profesia, să știți. Sunt doctor în kinetoterapie. În kinetoterapie. Deci sunteți kinetoterapeut. Sunt doctor în kinetoterapie, da. Dar nu i-ați făcut niciodată masaj domnului Călinoiu? Nu. Dar credeam că e o glumă. A fost o glumă, da, ne-ați spus. Noi trebuia să vă întrebăm dacă a fost sau nu o glumă, dacă această glumă are și ceva adevăr în ea. Pentru că circulă prin anumite cercuri și, bineînțeles, ajunge automat și la reprezentanții mass media. Domnul Danilie Morega, prezent în studio, ar vrea să vă adreseze o întrebare. Domnul, aș vrea să vă adresez vreo două, trei întrebări. Nu, una. Vă rog, domnule președinte. Atunci, una care le cuprinde pe toate trei. Eu aș vrea să vă spun ce strategie aveți imediată, pe termen scurt, la spital, cunoscând faptul că, de fapt, că actualul director medical a afirmat sus și tare, și așa este, pentru că eu m-am ocupat îndeaproape de o serie întreagă de potlogării pe care l-a făcut firma Tetraedro și de incapacitatea profesională și manageră și de o serie întreagă de hoții. Care este strategia dumneavoastră imediată, dacă puteți să spuneți public aparatura care a fost dată cu comodat pentru niște analize de către o firmă oarecare, după care s-a plătit aproape 30.000 de euro pe an chirie. Deci a fost un superfugiu. Și dacă veți avea cumva ca strategie privatizarea sau mai bine zis vânzarea, externalizarea către știm noi cine a laboratorului Spitalului Județean, așa cum de fapt s-a angajat Tetraedro. Aș dori să răspund în primul rând la ultima întrebare a dumneavoastră, aceea de externalizare sau vânzare a laboratorului de analize. Acest aspect este exclus din punctul meu de vedere ca strategie managerială. Revenind la întrebarea cealaltă, vis-a-vis de aparatura medicală, astăzi am fost investit în această funcție, am și solicitat toate documentele și contractele de achiziție, le voi avea pe birou mâine dimineață și după ce le voi studia, voi putea să dau un răspuns. În acest moment nu am încă informația, pentru că n-am avut timpul fizic necesar de a parcurge paginile din contractele respective. Nu, dar puteți verifica. Da, categoric le-am și solicitat. Și informa public în același timp, pentru că spitalul este unul public și nu este unul privat.
cu siguranță voi avea conferințe de presă periodice, voi da comunicate de presă și absolut toate aceste lucruri vor fi făcute în modul cel mai transparent, comunicate întregii opinii publice. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu. O să vedem cum se va desfășura mandatul dumneavoastră la Spitalul Județean din Târgu Jiu. Știm că acolo s-a mai vorbit de niște privatizări, să spunem, ale unor servicii, ale unor compartimente din unitate. O să vedem dacă și dumneavoastră veți merge pe aceeași variantă, pentru că pe lângă acel laborator de analize în jurul căruia s-a creat la un moment dat un foarte mare scandal, au mai apărut alte două compartimente. O să vedem dacă și ele vor fi privatizate până la urmă sau nu. Da, nu știu despre ce vorbiți în acest moment. Dacă puteți și puțin mai concret, aș putea să vă răspund într-un oarecare fel. Dar nu știu la serviciul, ce vă referiți. Vă spun imediat. Serviciul de curățenie și serviciul de masă. Adică acea bucătărie a spitalului ar urma să fie desființată și altcineva deci, din afară să se ocupe știu, de hrana bolnavilor serviciul și serviciul de, de curățenie, adică să vină o firmă privată care să facă în fiecare zi curățenie în saloane, pe holuri, în cabinete și așa mai departe, blocuri operatorii. Eu nu m-am gândit la până acum la niciuna din aceste două situații pe care dumneavoastră le exprimați. O voi face cu siguranță în momentul în care voi avea o analiză tehnico-economică. Până în momentul de față nu știu ce să vă spun. Știu doar că s-a încercat și chiar s-a reușit externalizarea serviciilor de bucătărie și spălătorie într-o perioadă. S-a revenit, din câte știu, spitalul actualmente este din nou în procedură de externalizare a acestor servicii. Dar încă nu am reușit în cele 7 ore pe care le-am petrecut la birou să aflu toate detaliile acestea. Cu siguranță zilele următoare mă voi ocupa și voi putea să vă dau detalii mult mai amănunțite. Da, vă mulțumesc foarte mult. O să vedem în perioada imediat următoare ce o să aducă nou directoratul față de managementul privat, pentru că au existat foarte multe, foarte multe zvonuri în perioada în care exista managementul privat, în perioada în care firma privată se ocupa de conducerea spitalului județean. S-a spus atunci că există anumite interese și dintr-o parte și din cealaltă, adică și din partea administrației și din partea manageriatului privat. Privat, sigur. Însă vom vedea în cele din urmă dacă această formă de conducere a spitalului o să fie una mai bună. Până acum am văzut că a dat kicks încercarea domnului Călinoiu cu firma privată, Tetraedru, într-adevăr. Dumnealui ne garanta acum vreun an și ceva, un an și jumătate, că este varianta ideală și Spitalul Județean de la Târgu Jiu o să evolueze, nu vom mai avea lipsuri, pacienții vor fi tratați nu regește, ci în mod decent european. Nu s-a întâmplat așa, firma a plecat, dar a înghițit niște bani în tot acest interval. Extrem de mulți bani. Exact. Da, de fapt, așa cum și dumneavoastră cunoașteți, eu în decembrie am arătat o serie întreagă de probleme la nivelul managementului privat și în special a doamnei Claudia Nicoleta Manu, care era manager din partea firmei Tetraedru și din care pusese pe butuci, de fapt, Spitalul Oncologic București, tot prin firme Căpușă, și mă refer la laboratorul care îl privatizase către o firmă în care făcea parte și sora domniei sale. Și, mă rog, o serie întreagă de bani care, de fapt, pur și simplu a devalizat acest spital oncologic. Pe urmă a mers la Mehedinți. Că dacă l-ar fi devalizat, ar fi fost altundeva, doamna. Păi da, așa, a avut două dosare penale, în 2007, în 2008, până... Da, dar acum este suntem ziarul, în 2014. E ziarul ziua, în 2007-2008, care spune foarte clar și adevărul, care au dezvăluit toate aceste lucruri. Acum știți cum este și de domnul Cârciumaru, de domnul Călinoiu, de câți alții... Deci, dar bun, vorbim din 2013, atunci la spitalul de la Spitalul Județean Mehedinți, care aceeași doamnă a fost și a condus spitalul, a externalizat laboratorul, adică l-a privatizat laboratorul de analize
a Spitalului Județean, după care pur și simplu primea pacienți pe bandă rulantă care făceau analize de laborator, dar banii publici la Casa de Asigurări pentru Sănătate Județeană intrau în buzunarul firmei private și erau de 3-4 ori mai scumpe, de fapt, analizele de laborator. Iată unde vrea să ajungă și cu laboratorul de aici. Eu nu spun că nu erau interese, poate și din partea ei, dar și din partea unora de la nivelul județului, în mod sigur. Dar în afară de acest lucru, a mai fost o firmă care a primit vreo 5 miliarde pentru consultanță managerială. Un singur om este posibil așa ceva, consultanță managerială, în condițiile în care aveai management privat și era o firmă angajată pe managementul privat, de care se lăuda domnul Călinoiu că va face minuni și, de fapt, a dus pur și simplu un dezastru nemai întâlnit la Spitalul Județean. Un dezastru în care știți foarte bine că nu se mai înțelegea nimeni cu nimeni. Nu se mai înțelegea absolut nici medici între ei, scandaluri, discordii și așa mai departe. Este inadmisibil așa ceva. Iar domnul Călinoiu pur și simplu să stea în scaun în Jilț, nu la Jilț Sud, nici la Jilț Nord, în Jilțul din birou, din piața Victoriei, în palatul administrativ, fără să se închisească, să meargă să facă niște analize cu șefii de secție, să vadă adevăratele cauze care sunt datorită managementului privat defectuos care se derula în cadrul Spitalului Județean. Dar această numire de astăzi, dumneavoastră, cum o vedeți? Eu nu pot să mă pronunț la această numire pentru că este în competența Consiliului Județean. Dar dumneavoastră spuneați că putea de la alt spital. Sigur putea de la alt spital, dar nu prea putea, pentru că acum toate spitalele sunt sub autoritatea, sunt sub autoritatea locală. Un manager liber de contract, nu neapărat. Dar putea, nu niciun manager, că eu sunt sătul de manager ăștia liber de contract din altă parte. Putea să ia un medic din interior care să-l pună într-adevăr. Pentru că în toată literatura din domeniul managementului se spune foarte clar că un bun manager trebuie să fie și un bun specialist. Și sunt destui medici specialiști în care putea să găsească acolo. Dar totuși este, din punctul meu de vedere, o variantă mult mai bună numirea lui Tătaru, care are vreo 12 ani sau 10 ani de director la spitalul de la Dobrița. Și câte știu, din câte știu, cum trebuie să fim și realiști, au făcut și lucruri foarte bune la spitalul de la Dobrița. Nu pot să știu ce relații sunt între el și Ion Călinoiu. S-ar putea să fie niște relații de prietenie. Sunt relații de partid, că el este membru al PSD-ului. Dar niciun fel de relații nu pot să spună că nu există. Pentru că nu știm nici că sunt, nici că nu sunt. Dar așteptăm totuși, haideți să-i dăm nu un cec în alb, el este deocamdată interimar. În mod sigur vom fi cu ochii pe ce se întâmplă la Spitalul Județean, pentru că este spitalul care, de fapt, a decăzut foarte mult comparativ, dacă vreți, cu spitalul de la Târgu Cărbunești, care e condus de un medic, manager, de Târgu Constantin. Și spitalul de la Târgu Cărbunești a ajuns să fie de același grad cu Spitalul Județean Gorj, de gradul 2, deci a ridicat foarte mult calitatea actului medical și vreau să vă spun că a adus foarte multă aparatură. În schimb, aparatura de la Spitalul Județean, pur și simplu, a fost distrusă nu de medici, de vechimea pe care o are această tehnică și aparatură medicală și nimeni nu s-a mai ocupat de ea, nimeni absolut, este într-un hal fără de hal, dotări noi n-au mai făcut, spunea chiar doctorul Stănculete, care este pus de către PSD, director medical, spunea că dacă nu se iau măsuri urgent în ceea ce privește dotarea spitalului și încadrarea cu cel puțin 7-8 medici și 8-9 asistenți, nu se poate ieși la linia de plutire în halul în care a dus firma Tetraedu spitalul. Deci iată în ce hal a adus acum am vrea să vedem această firmă. Și niște date economice, dar nu ne-au fost oferite nici de reprezentanții firmei private care a spălat Putina, nici de domnii de la Consiliul Județean care au vrut și au atribuit acest contract, care au dat niște bani din bugetul statului, din bugetul județului și care au ajuns dumnealor la concluzia că nu merge, domne, nu merge managementul ăsta privat, ce dacă am dat noi niște bani, reziliem contractul și punem un alt om. Și iată, găsirăm unul chiar în paradoxal, în ograda noastră de la... Da, poate că organele statului, de exemplu, cum am dat
în cazul aparatului de analize de laborator, unde înghițea din 1450 sau 1400 din 14 milioane 900 de lei aproape, 9500 bani care mergeau la o firmă privată, pentru că el a fost dat prima dată în comodat, după care comodatul s-a transformat în închiriere care producea 30.000 de euro, aproape mai mult decât valoarea lui pe an. Deci aici organele statului de ce nu se autosesizează? Pentru că există și poliție și procuratură și așa mai departe. Nu știm de ce nu se sesizează, poate chiar s-au sesizat. Și multe altele, chiar de consultanța de management. Nu s-a aflat nimic până acum și așa mai departe. De niște dosare. Să vadă cum s-au cheltuit banii publici de a ajuns spitalul în asemenea hal. Uitați-le și la policlinică. S-au plătit banii în avans pentru reparații, iar policlinica acum este nefuncționabilă. Face parte integrată din ambulatoriu spitalului județean. Da, eu trebuie să citesc niște mesaje pentru că, uitați, deja mă apostrofează și pe bună dreptate telespectatorii noștri fideli, pentru că avem telespectatori fideli, că nu citesc mesajele și îmi spun oamenii să citesc și mesaje. Mi se pare corect. Absolut. Ne spune cineva, cine va lua serviciul de masă, eu nu pot să dau nume, ne dă numele patronului, o să vedem dacă este așa, este un nume vehiculat într-adevăr, dar vom vedea până la urmă cine va putea să ia, bineînțeles, dacă va îndeplini criteriile acel contract. Caietul de sarcini. Un alt mesaj, are dreptate, domnul Morega, acest răuț a terminat mineritul și nimeni nu face nimic, apropo de subiectul de dinaintea celui cu spitalul. Altcineva ne scrie că domnul Cotoșman o să aibă șanse, are cele mai multe șanse să devină parlamentar, că tot nu spuneați dumneavoastră să dea Dumnezeu că s-a făcut umblat între PDL și PSD pentru colegiul 2 de senat. E departe de, da? De senator. Da. Punctul dumneavoastră de vedere. Păi punctul meu de vedere, normal, și de analiză. Da, un alt mesaj. Ne-am săturat de politicieni să nu mai vină pe la porți. Vom vota unul care să ne reprezinte, care nu are afaceri. Ne scrie unul dintre telespectatori. Care sunt cei fără afaceri? Nu știu. Poate domnul Cotoșman, că nu are dumnealui nicio afacere, cel puțin nu s-a aflat. Altcineva ne scrie, consider că domnul Morega ar fi potrivit pentru a prelua șefia PNL-ului și implicit să facă opoziție adevărată, nu mascaradă, cum fac Dian Filip Moșoiu, etc. Sunt părerile cetățenilor care ne urmăresc pe noi, adică ale telespectatorilor. Eu le mulțumesc foarte frumos, da. Domnule Morega, ne scrie altcineva, de ce domnul Ciurel nu mai respectă regulile contractelor de muncă? Pentru că soțul meu a lucrat la Rovinar și trebuia să mă angajeze ca soție pentru că soțul mi-a decedat acum un an. Cum le-a angajat pe celelalte? Ori angajează pe ochi frumoși, ne scrie o doamnă. Tot ce se poate. Respect domnului Morega și vă întreabă un telespectator de-al nostru, de ce nu candidați? Mulțumesc foarte mult. Poate mă gândesc altă dată. Altă dată? Sigur că da. Acum în niciun caz. Am avut oferte din partea mai multor partide și o spun cu sinceritate la dumneavoastră pentru prima dată. Un alt mesaj în același dar sens. Nu. De ce nu candidează domnul Dan Morega la europarlamentari de la Padeș? Mulțumesc foarte frumos, dar... nu candidez. La parlamentar în 2016. În 2016 la parlamentare. Sigur că la da. Parlamentarele noastre. Împotriva lui Călinoiu. Adică atunci când o să împotriva candideze lui Călinoiu. Da, pentru că, iată, nu am avut timp să... Voi fi contra candidatului Călinoiu. Haideți, foarte, foarte scurt. Spunea domnul Florin Cârciumaru, în urmă cu puțin timp, în mass media locală, adică la un post de televiziune local, că domnul Mihnea Costoiu s-a hotărât așa pe ultima sută de metri să candideze aici în județul Gorj și, citez din ceea ce spunea dumnealui, și-au exprimat dorința de a candida domnul Maioreanu, domnul Bebe Ionică, domnul Ciprian Florescu, mai târziu s-a hotărât și domnul Mihnea Costoiu. Pentru 2016... Dar eu știu că și-a exprimat dorința și Ion Călinoiu și n-a mai spus Cârciumaru. Exact. Deci n-a spus că și-a exprimat și el dorința. Dar știu că dorința lui... I-a spus să rămână aceea premierul Ponta. Pentru 2016 și-a manifestat dorința de a candida pentru funcția de senator domnul Călinoiu.
Adică nu vrea decât jumătate de mandat, pentru că știm alegerile acestea parțiale, cam asta înseamnă. Jumătate de mandat. Au mai rămas doar 2 ani pentru a fi senator pe Colegiul 2. Și domnul Călinoiu vrea un mandat întreg de 4 ani. În 2016 o să candideze împotriva dumneavoastră. Da. Da. Spuneați dumneavoastră... Să vedem pe cine votează gorjenii. Pe cel care a distrus județul Gorj sau cel care în viața lui a contribuit la dezvoltarea județului și la realizarea problemelor în parte cât am putut eu, atât cu toate forțele pe care le-am avut și am luptat pentru oameni, pentru gorjeni. Spunea nu domnul... cu gura, cu fapta. Tot din ceea ce spunea domnul Florin Cârciumaru, această hotărâre în ceea ce privește candidatul Mihnea Costoiu, am luat-o și prin consultarea domnului prim-ministru. Era firesc că e gorjean domnul prim-ministru. A fost consultat domnul Victor Ponta sau s-a impus domnul Victor Ponta și a spus ăsta este candidatul pentru Colegiul 2 din județul Gorj? Nu pot să spun acum pentru că n-am informație. N-am informația că a fost impus sau că l-a consultat. S-ar putea să fie undeva la mijloc. Informațiile noastre, o consultare impusă. Încă de acum câteva luni, erau că, într-adevăr, domnul Maioreanu chiar își dorește să candideze, domnul Bebe Ionică și-a dorit. Mai abitir, da. Și unul și altul, asta o știu Florescu, eu. Cei drept nu știam. De Mihnea Costoiu am aflat în timp util. Iată că Mihnea Costoiu este cel ales să îi reprezinte pe PSD-iști. Cât o să cântărească Mihnea Costoiu și cât o să îl ridice în balanța acestor alegeri PSD-ul? Pentru că știm, PSD-ul are... Și slavă Domnului, bine pus la punct acel mecanism de a-i convinge pe oameni să meargă la vot. De a-i convinge, de a fi convingători cu traista. Da, sunt convingători dumnealor. Păcat erau că s-a ajuns niște mesaje în acest sens, dar nu știu dacă le găsesc pentru că sunt foarte multe. Da, păcat că s-a ajuns totuși aici, este groaznic ca omul să-și vândă votul pe o sticlă de bere pe doi mici sau pe o Coca-Cola, o cafea sau știu eu un litru de ulei sau un kilogram de făină. Este mizerabil și regretabil unde s-a dus cultura civică. Din cauza asta avem clasa politică care ne distruge, din cauza asta avem parlamentarii care nu ne trebuie, o parte din ei, că sunt și unii buni, dar ăia buni sunt prea puțini și nu pot face treabă de ceilalți și din cauza asta a ajuns o țară bogată să aibă oameni săraci. Deci, din acest punct de vedere, eu vreau să vă spun totuși că Colegiul 2 va fi foarte clar câștigat de PSD. Nu sunt PSD-ist, am discutat împotriva lor categoric și nu pot să afirm că ei au mașinăria de vot foarte bine pusă la punct și vor câștiga alegerile cu Mihnea Costoiu, dar nu 60%. 60% glumești, dragă Florine, mă adresez un Cârciumaru. Dacă voi câștigați cu 40%, maximorum, e bine. Dar peste 40% nu dați. Vom mai discuta după data de 25 mai, când vor fi alegerile parlamentare și europarlamentare. Spuneți-mi, vă rog, dacă din punctul dumneavoastră de vedere, domnii de la PSD vor reuși să-i atragă de partea lor pe peneliști. O parte îi vor atrage. Și v-am spus prin ce mijloace. Trebuie să fiu sincer, nu pot să spun că nu-i vor atrage. Pentru prin prisma, că, prin prisma Domnișoara, banilor pe care îi gestionează. Sigur că da, prin prisma banilor care nu le dau lor să-i gestioneze el personal. Pentru că, așa cum v-am spus, sau foarte multe arierate de plătit. Am văzut chiar declarația directorului Trezoreriei Finanțelor Publice, ale lui domnul Joe Paraschiv, care este un om excepțional din punct de vedere profesional. Și care a spus foarte clar câte mii de miliarde de lei vechi sau zeci de milioane, sute de milioane de lei care sunt arierate de plătit, adică bani care s-au construit o serie întreagă de lucrări publice și care n-au fost achitate de către finanțator, respectiv de către guvern. Nu? Ori în condiția în care ei primesc bani să-și achite obligațiile și mai primesc bani să mai facă încă ceva, să mai asfalteze un drum, să mai fac o alimentare cu apă, o canalizare sau altceva, în mod categoric că primarul ăla va vota. Și va spune că și eu aș vota.
Am văzut aș vota și aș spune oamenilor să voteze, că nu mă interesează, așa cum v-am spus. Eu am dat citatul ăsta din Deng Xiaoping, care a fost marele conducător al Chinei, și când a fost întrebat de către un oficial american cum se împacă economia capitalistă cu cea comunistă și cu statul comunist, a spus că pe el nu-l interesează culoarea pisicii, îi interesează dacă prinde șoareci. Și o să prindă șoareci și primarii liberali pentru PSD. Spuneți-mi, am văzut o excludere din PNL în urmă cu câteva zile. Domnul George, consilier municipal și director la Minprest. Și am văzut de asemenea foarte interesant, foarte interesantă poziția unor lideri PSD care l-au luat în brațe pe domnul George. Și spuneau, pe domnul Cârciumaru l-am auzit, că nu o să fie de acord, că nu este de acord și nu o să semneze o eventuală adresă care o să vină din partea PNL-ului, da, pentru excluderea din Consiliul Local. Oricum, bine, acolo nu e nevoie de un aviz din partea autorității respective. Dumnealor trebuie doar să ia nu la cunoștință. Nu este, dar eu vreau să vă informez pe dumneavoastră că atunci când s-au făcut listele, s-au făcut listele pe semnătura a două partide. La USL, pe semnătura Partidului Național Liberal și pe semnătura Partidului Social Democrat al lui Florin Cârciumaru și al lui Dean Popescu. Ori în condiție în care nu sunt semnăturile fie de la centru, iar după legea partidelor politice, de regulă și după statutul lor, depinde de fiecare partid ce statut au, cum prevede. Dar aici este vorba de o excludere. Știți că trebuie o excludere, dar ea nu este definitivă. Centru. Dați-mi voie să vă spun. Condițiile în care eu nu vreau să discut decât din punct de vedere tehnic. Politic nu vreau să mă amestec. Din punct de vedere tehnic, el poate să facă contestație la Curtea de Onoare și Arbitraj. Știe dumnealui mai bine ce are deci de nu făcut. Dacă nu reușește la Curtea de Onoare și Arbitraj, face contestație la justiție. Dacă rămâne în justiție definitivă și irevocabilă, atunci categoric Florin Cârciumaru nu are ce să facă și trebuie să elibereze locul și să intre următorul de pe listă. Fie că este de la PNL, fie că este de la PSD. Dar de câte știu, este de la PNL. Au fost niște acuzații, iarăși de fraternizare foarte politică a domnului George cu PSD-ul. S-a spus că... Dar vă întreb eu dacă a fost fraternizarea PSD-ului. A fost de acum când Dean Popescu știa de 2 ani? Sau probabil a așteptat ca George să vină cu ceva mărunțiși pe la el. Întreb și eu. Nu spun că nu i-a dat. Dar că n-avea de unde. Știți ce dar poate că a făcut și el presiune ca să-i angajeze anumiți oameni. Nu Dean Popescu la Minprest. Cum au făcut și PSD-știi. Le-au îngroșat rândurile pe acolo. Dar vă știți că domnul George sunt foarte multe imputat, probleme și dacă nu le știm... I s-a imputat faptul că ar fi încercat să convingă anumiți reprezentanții ai PNL-ului să cedeze posturi în Consiliul Județean în favoarea Partidului Social Democrat. Nu știu despre această situație. Contra unor avantaje. Avantaje, bineînțeles. Probabil că avantaje erau cum sunt toți gorjenii. Sunt niște oameni necăjiți până peste măsură, mai ales în această săptămână. Nu așteaptă nicio bucurie decât Sfintele Pașca să mai lumineze casa, inima, sufletul. Însă situația este dramatică din punct de vedere al locurilor de muncă și probabil că ce să aștepte decât niște locuri de muncă. Dacă o fi promis la cei care spuneți dumneavoastră ca să cedeze locul. Cei cărora li s-au altceva promis nu sunt niște amărâți din fericire amărâți. Și unii nu au acceptat. De amărâți, dar suntem cei tot mai mulți amărâți în Gorj, asta e. Da. Partea proastă că sunt tot cei mai mulți, sunt din ce în ce tot mai mulți. Amărâții se înmulțesc. Da. Iar bogătașii rămân aceiași și le cresc bogățiile. Aia e partea ridicolă. Și nimeni nu sesizează acest lucru. Se tot vorbește de anumiți membri ai Partidului Național Liberal care ar complota cu reprezentanții ai Partidului Social Democrat, s-ar și întâlni pe aici, pe acolo, prin niște... Tufișuri. Tufișuri. își permit domnii să se întâlnească și la câte o... Chindie. La câte un local din... Nu știu că pe mine nu mă invită, nici unii, nici alții. Se întâlnesc dumnealor, cred că este suficient și deja se vorbește
pe surse, bineînțeles, că domnii de la PSD ar fi reușit să convingă anumiți reprezentanți ai PSD-ului să facă front comun, promițându-le că îi susțin pentru șefia Partidului Național Liberal. Adică să dea jos cu actualul lider, promițându-i unuia și altuia, noi de două nume am auzit până acum, că vor fi susținute pentru a prelua conducerea partidului. Eu le spun, măi, pesediștilor, stați în banca voastră, pentru că Dian Popescu nu are voie ca să-l împingeți voi. El cade singur. Dar credeți că este posibil ca anumiți reprezentanți ai PNL-ului să pice în această plasă? Și să creadă că pot să facă o strategie a PNL-ului cu reprezentanții PSD-ului? Dacă într-adevăr se implică PSD-ul, înseamnă că de fapt partea aceea care se disociază și va merge cu PSD-ul va fi de fapt o remorcă la Partidul Social Democrat și este cumplit. Și eu vreau să le adresez liberalilor, nu cădeți în această capcană. E una când merg niște liberali care sunt pur sânge și care se luptă pentru voi, dragi primari, și președinți de organizații care ne urmăresc așa mai departe, și care e una să facă o alianță cu PSD-ul și alta e să fiți remorca la căruța PSD-ului și să vă dea călinoiul fărămiturile de la fabrica de pâine pe care o conduce el. Este grav. Dacă nu veți înțelege acest lucru și vă vândeți la fel ca tot românul de rând care a ajuns cu o cultură civică scăzută și să mă ierte că le spun acest lucru, că altfel n-ar fi ajuns țara aici cu asemenea oameni votați, cu asemenea oameni care să ne conducă și în ministere și în guvern și așa mai departe, România ar fi fost departe. Pentru că inteligența, slava Domnului, există la gorjeni și la români. Resurse naturale au fost încât le-au furat împreună cu străinii noroc. Și împreună cu tot. N-au noroc? Noroc nu. Au. Este un popor care își merită soarta. Își merită conducătorii. Pentru că vedeți dumneavoastră, acolo unde au mai fost guverne necorespunzătoare, în Bulgaria, ați văzut că au dat peste cap vreo două, trei guverne? Le-au dat jos. Grevele organizate corect, dar unitatea și forța bulgarilor, unitatea și forța sârbilor, unitatea și forța ungurilor, dacă vreți. La noi urmează niște alegeri. Vedeți dumneavoastră că mai vin iar la o chestiune. Nu putem să instigăm pe oameni să nu înțeleagă cine va greșit. Dar noi creștem și am auzit că au crescut gaze, nu cu 2,5, eu am auzit cu urechea mea spunând un furnizor de gaz că vor crește gazele cu 5-6%. Cu 6% se ieftinesc la unguri. Am citit-o la fel pe un raport statistic de la Bruxelles. Am citit că, de fapt, ei ieftinesc energia cu 3,5 și cu încă 3 mai târziu și cu 5% căldura. Și am mai auzit o chestiune care s-o bage în cap politicienii de la vârf, că, de fapt, ei au cumpărat divizia E.ON de gaze de la nemți, cumpără o parte din acțiunile de la le răscumpără de energie electrică și devin majoritari și vor dezvolta ramurile strategice ale economiei ca un capitalism economic de stat. Deci la ei nu pot să fure. La noi pot să fure tot ce a fost mai bun și să fure în continuare ca să distrugă și pe românul de rând. Nu se fură, domnule Morega. Noi avem oameni cinstiți, nu avem niciun corup, nu avem dosare, nu mai avem nimic. Din păcate, nu mai avem nici timp. Nu avem oameni cinstiți și curați murdari, da. Da. Da, vorba lui Caragiale. Da. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Vă mai așteptăm aici la Dilemele Zilei. Vă mulțumesc și eu foarte frumos și dați-mi voie să le urez tuturor privitorilor noștri, tuturor gorjenilor, gorjencelor, în preajma sărbătorilor de Paști, să aibă un Paști liniștit, Dumnezeu să le aducă liniște în suflet, lumină și să fim mai uniți, că e mai bine și să putem să o ducem într-adevăr mai bine, nu cum o ducem după 24 de ani și după 20 de ani de guvernare PSD-istă în Gorj. O să vedem ce se va întâmpla în județul Gorj de acum înainte, cum vor evolua lucrurile. Noi sperăm că în bine. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-o acordați în fiecare seară. Vă aștept și mâine seară la aceeași oră la Dilemele Zilei. Numai bine până atunci. Fără Dar Morega. Fără domnul Morega, sigur. Da.